Bună seara, bine v-am găsit la evenimentul nostru din această seară. Discutăm despre prevenirea și gestionarea situațiilor de criză în practica clinică, alături de domnul conferențiar universitar Dr. Cosmin Popa, psiholog clinician și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală, precum și vicepreședinte al Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie în cadrul Colegiului Psihologilor din România. Domnule conferențiar, mulțumim pentru că sunteți alături de noi în această seară. Știu că aveți o îndelungată practică clinică. Așadar, aș dori să vă întreb, din experiența dumneavoastră, cum putem defini o situație de criză? Mulțumesc, Cristiana. Dar tema e una destul de sobră, nu și de serioasă, pentru că vorbim despre niște situații paradoxale, niște situații care implică până la urmă probleme de gestionarea vieții oamenilor și așa mai departe, dar criza până la urmă are multe semnificații. Putem vorbi despre criza economică, putem vorbi despre criza socială, putem vorbi despre criza existențială. Și până la urmă, de fapt, dacă ne referim la criza psihologică, ea înseamnă, de fapt, un impas, un blocaj, în care oamenii, până la urmă, încearcă să găsească o soluție, nu reușesc, iar această criză, de fapt, le afectează toate sferele profesionale, sociale, familiale și așa mai departe, în așa măsură încât apare un sentiment care se poate numi disperare, până la urmă. Deci, cu alte cuvinte, implicațiile crizei asupra ființei umane sunt multiple, și fiecare avem mecanisme de răspuns, de adaptare până la urmă la aceste crize, nu? Cum se întâmplă de fapt și în ziua de azi. Dacă ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă în momentul de față cu războiul din Ucraina, am avut pandemia, deci cu alte cuvinte am trecut prin niște crize. Au fost crize sociale, au fost crize care ne-au impactat din foarte multe puncte de vedere și atunci foarte mulți oameni au căutat de fapt să devină, cum se numește de fapt în psihologie, un proces foarte, foarte important, rezilienți. Adică să facă față acestor crize repetate care până la urmă ne solicită foarte mult resursele. Ei, într-o definiție foarte simplă, aceasta este criza, de fapt, criza psihologică despre care vom discuta în această seară. Foarte interesant. Înțeleg că această criză psihologică ar putea apărea în foarte multe contexte. Există anumite tulburări din spectru psihopatologic, despre care am putea discuta în mod specific. Mm-hmm. Păi da, acum dacă stau să mă gândesc, de fapt, cred că am avea de-a face cu, în primul rând, m-aș gândi la depresie. Dar nu la orice fel de depresie, pentru că depresia este o tulburare emoțională. De foarte multe ori oamenii se confruntă cu depresie de nivel ușor, chiar moderat și prin psihoterapie, eventual ușoară medicație, depășesc cumva momentul. Acum eu m-aș referi la depresie ca patologie până la urmă, pentru că acolo deja vorbim despre niște niveluri foarte ridicate ale tristeții, ale anxietății, ale neliniștii. Și atunci oamenii, în acele situații, confruntându-se cu o stare de depresie profundă, încearcă cumva să găsească soluții la toată problema în care ei se confruntă zile sau uneori chiar luni până la urmă. Și atunci, în momentul în care acea soluție nu este găsită, apare cumva criza. Ei, problema este că în anumite momente există pacienți care vorbesc despre această criză. Și dacă ne referim la punctul culminant, la pic, la vârful, de fapt, acestei crize, ea ar putea fi definită, de fapt, prin ceea ce înseamnă suprimarea vieții, adică prin tentativele de suicid, parasuicid și așa mai departe, care apar la acești pacienți în cazurile severe. Uh-huh. Ceea ce trebuie să știe, de fapt, toată lumea este faptul că atât noi specialiștii, cât și studenții la medicină, cât și pacienții, până la urmă, sau aparținătorii, este faptul că există niște semne. Uh-huh. Dacă ne referim la depresie, în primul rând, depresia, primul semn al depresiei este, de fapt, un sentiment de tristețe profund care durează mai mult de 2 săptămâni, însoțit de pierderea speranței, cu sentimente de culpabilizare prezente, cu insomnie de debut medie și tardivă, cu tot felul de gânduri legate de faptul că viața este inutilă, cu anxietate extrem de ridicată, cu somatizări, cu dureri în diferite părți ale corpului fără o cauză organică, cu pierderea poftei de mâncare sau cu creșterea poftei de mâncare, cu gânduri recurente legate de moarte, de planuri legate de moarte, cu preocupări legate de moarte. Da? Deci, cu alte cuvinte, există foarte multe semnale care se leagă de această criză care apare în depresie, iar aparținătorii, în special oamenii care sunt în jurul acelei persoane, dacă ar fi atenți la aceste semnale, le-ar identifica foarte rapid. Din păcate, în sfera noastră apare ceea ce se cheamă, de fapt, gândurile încapsulate. Da? E o expresie pe care psihiatrii o folosesc, noi o folosim și e, dacă vreți, așa cu ghilimele de rigoare, o expresie de tranșee, adică cu alte cuvinte, de fiecare dată când apare un pacient care are de fapt o depresie majoră, care are ideație autolitică, dar nu o verbalizează, numim acest lucru încapsulat.
Cu alte cuvinte, sarcina psihologului, a psihoterapeutului, a psihiatrului este să aibă foarte multă răbdare. Mm-hmm. Dacă stăm să ne gândim un pic la sistemul american sau la sistemul european de sănătate publică, nu? Știm foarte bine că acolo cel puțin o oră, o oră și jumătate trebuie să petreci cu un pacient. Așa sunt protocoalele. Diferența dintre noi, din păcate, și lumea un pic mai avansată din perspectivă psihologică, pentru că acum mă apărțesc de partea de psihologie, este că uneori, cu tristețe, constat că nu ne plac protocoalele, nu ne plac regulile. Vorba aceea, hai să zic așa, care ține de factorii noștri culturali, lasă că merge și așa și eu știu mai bine, din păcate o regăsim în mediul clinic. Și asta este foarte periculos, pentru că vă dau un exemplu. Dacă cineva, de exemplu, merge, are o depresie majoră, destul de serioasă, și în loc să vină la psiholog sau la psihiatru, merge la, nu știu, la un coach, la un trainer și așa mai departe. Am avut cazuri de oameni care aveau depresie majoră, care s-au dus la astfel de persoane, care nu erau trăinite pentru așa ceva, dar din păcate acei oameni s-au băgat fără niciun fel de pregătire, iar rezultatul putea să fie devastator. Dacă familia n-ar fi observat că nu este în regulă și n-ar fi adus pacientul la mine, la colegi psihiatri, că sunt convins că nu e singurul caz pe care l-am avut sau singurele cazuri pe care le-am avut, ar fi rezultat de fapt o tragedie. Deci problemele de sănătate mentală serioase nu le rezolvă coachul, trainerul și mai departe, dezvoltarea personală, le rezolvă psihologul clinician pe partea de evaluare, iar psihoterapeutul este de fapt, dacă vreți, printr-o analogie în psihologie, este de fapt neurochirurgul, dacă vreți, al psihologiei, da? Pentru că pentru a fi psihoterapeut ai nevoie de 9 sau de 10 ani de formare. Facultate, master, încă o formare sau încă un master pe partea de psihoterapie, supervizări nenumărate, examene nenumărate și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să fii un foarte bun psihopatolog și un foarte bun clinician ca să poți să identifici, de fapt, aceste semne despre care vorbeam. Ei, pe de o parte avem partea de adresabilitate. Deci, cu alte cuvinte, în aceste crize, oamenii trebuie să știe cui să se adreseze. Doi, trebuie să fii atenți la semne. Adică, cu alte cuvinte, dacă vezi că cineva nu mai iasă din casă, adică un aparținător, o persoană cu care tu interacționai, care era veselă, care era plină de viață, dintr-o dată schimbă comportamentul. Nu mai iasă din casă, nu mai socializează cu ceilalți, nu mai discută, este preocupat de lucruri abstracte, ar fi bine să spui semn de întrebare și să încerci să ai o discuție deschisă cu acea persoană în care să convingi persoana să consulte un psiholog clinician, un psihoterapeut sau un psihiatru. Pentru că altfel, bineînțeles, aceste semne neidentificate la timp pot fi catastrofice și mă gândesc că, de fapt, și pentru noi. În momentul în care ne confruntăm cu pacienți care prezintă crize de acest gen, cu ideație autolitică și așa mai departe, e o intervenție extrem de dificilă, pentru că imaginați-vă că lucrurile nu merg atât de simplu ca atunci când discuți cu o persoană care are, de exemplu, atacuri de panică. Atacul de panică e atât de prezent în populația generală, aproape ca și gripa. Bineînțeles, îngroștușele, dar e o chestie care prin psihoterapie și un psihoterapeut novice, în 3 luni de zile, într-un atac de panică de intensitate medie, poate rezolva lucrurile astea. Ei, când vorbim despre depresii majore, cu ideație autolitică, aici nu mai e vorba despre a încerca și încerca cumva tu, ca începător, ca novice, să-ți faci mână, cum se spune, da? Ok, e nevoie să trimiți acel pacient către un psihoterapeut experimentat care știe, care a mai avut cazuri, care știe cum să lucreze cu aceste cazuri, pentru că sunt extrem de dificile. Din foarte multe motive. Și îmi aduc aminte, când eram în Statele Unite, eram la Back Institute, îmi aduc aminte că într-una din trainingurile pe care le-am făcut, ni s-a prezentat o cutie, un kit de siguranță pe care pacienții cu aceste ideații autolitice le aveau în casă, în care aveau fotografii ale persoanelor dragi, pagini din jurnal, da? Obiecte care aveau semnificație, de fapt, sentimentală pentru ei și în momentul în care criza suicidară se activa, una dintre tehnicile pe care trebuiau să le facă erau să meargă la acel kit, să deschidă kitul și să vadă de fapt acele obiecte cu semnificație sentimentală pentru ei, în așa fel încât să nu pună în aplicare planul. Deci, cu alte cuvinte, există soluții pentru aceste persoane. Cu siguranță că putem să-i ajutăm. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să vină către noi. Pentru că în aceste situații, de fapt, gândirea omului se schimbă. În criză, noi nu mai gândim la fel de rațional. Nu uitați că, de fapt, anxietatea. Ce face anxietatea, în primul rând? Și nu există depresie fără anxietate. Da? În primul rând, anxietatea scade gândirea rațională. Deci, cu alte cuvinte, dacă tu ești o persoană extrem de rațională, când ai niveluri de anxietate patologice, nu mai gândești rațional. Nu din cauza faptului că, de fapt, anxietatea afectează funcțiile cognitive și tu devii mai puțin focusat și mai puțin concentrat,
ci pentru că, de fapt, anxietatea este și o problemă de atenție. Oamenii în anxietate acordă o foarte mare importanță gândurilor, trăirilor, sentimentelor lor, se automonitorizează în permanență și astfel, bineînțeles, că nu mai văd ce se întâmplă în mediul fizic. Și atunci, bineînțeles, că apar cumva disfuncții până la urmă și rațional, sau capacitatea de raționament scade foarte, foarte mult. Deci ăsta ar fi un dintre motive. După aceea, gândiți-vă că, de fapt, noi ca oameni, întotdeauna, atunci când suntem triști și parcă toate corobile ni s-au unecat, folosim un mecanism psihologic care se cheamă abstractizare selectivă. Parcă dintr-o gamă largă de variante, alegem doar variantele care ne confirmă cele mai pesimiste scenarii. Ei, toate lucrurile astea, bineînțeles că în depresie se acutizează și acești oameni nu mai gândesc la fel cum gândesc ei în mod curent. Ceea ce face psihoterapia, de fapt, nu face altceva decât să acopere din acel model biopsihosocial partea psihologică. Medicul psihiatru prescrie medicamentele, adică cu alte cuvinte tratamentul. Partea de tratament. Uh-huh. Asta înseamnă că partea biologică este acoperită. Uh-huh. Psihologul vine cu partea, sau psihoterapeutul, mă rog, vine cu partea de psihoterapie, acoperă partea psihologică. Uh-huh. Și ultima parte socială e de fapt o combinație între cele două. Pentru că întotdeauna în depresie și în criza aceasta legată de depresiile majore, oamenii se izolează. Uh-huh. Nu mai interacționează cu ceilalți, petrec foarte mult timp în casă și așa mai departe. Ei, partea socială e foarte importantă, pentru că aici trebuie să acoperim, de fapt, întreaga parte socială printr-un plan de acțiune, adică să-l învățăm pe pacient ce să facă, cum să se activeze comportamental, pentru că noi știm că, de fapt, cel mai bun medicament natural, psihologic, pentru echilibrarea balansului neurochimic la nivelul creierului este, de fapt, serotonina. Și serotonina crește în condiții de care? De socializare, de implicare în activități sociale, de a te simți util, a face ceva care te face să te simți util. Uh-huh. Deci, cu alte cuvinte, avem a doua parte în care este foarte important să ne gândim cum putem să ajutăm pacientul în așa măsură încât el să aibă control la ceea ce se întâmplă, de fapt, în viața lui în acel moment. Pentru că, de fapt, criza este o problemă legată de rezolvarea de probleme. Dacă să ne uităm strict, de fapt, ce înseamnă criza, este faptul că uneori oamenii nu mai găsesc rezolvări la problemele pe care le au. Nu înseamnă că aceste probleme nu există. Uh-huh. Dar, pe fondul proceselor pe care le-am descris anterior, oamenii nu mai reușesc să se conecteze cu ei și își pierd încrederea în ei înșiși până la urmă. Și atunci zic, ok, situația este disperată, nu mai găsesc nicio rezolvare, da? Iar cele mai nocive rezolvări sunt adoptate în acel moment. Ei, clinicianul nu face altceva, că o fi psihiatru, psihoterapeut sau psihologclinician, nu face altceva decât să ajute pacientul să înțeleagă că de fapt există speranță. Se explice, de fapt, care sunt mecanismele care stau la bază și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă este că, de fapt, în psihoterapie, și noi știm asta din psihoterapia cognitiv-comportamentală, dezbatem acele gânduri automate negative, care, de fapt, reflectă triada cognitivă. Ce înseamnă triada cognitivă? Felul în care pacientul se percepe pe sine, percepe, de fapt, prezentul sau relația cu ceilalți și viitorul. Această triadă cognitivă este foarte afectată, pentru că sinele pacientului, el se vede, se devalorizează în depresie, da? Uh-huh. Pe de altă parte, relațiile cu ceilalți suferă pentru că nu mai interacționează, iar viitorul este văzut foarte sumbru. Ei, aceste gânduri automate negative apar, așa cum le spune și denumirea până la urmă, într-un mod automat și încarcă pacientul de foarte multe emoții negative. Iar emoțiile negative nu fac altceva, dacă e vorba despre tristețe sau despre anxietate, să paralizeze cumva pacientul psihologic în așa măsură încât el să stea mai mult izolat decât în interacțiune cu ceilalți. E foarte interesant, practic, cum se leagă lucrurile acestea și știm că, până la urmă, unul dintre principalele semnale de alarmă este prezența unui diagnostic de tulburare mentală, alături de depresie. Mai putem discuta și despre alte diagnostice asociate cu aceste situații de criză. Sigur, aici te-aș completa. Deci, cu alte cuvinte, vorbim despre probleme, o depresie majoră, severă, da? Uh-huh. Vis-a-vis de ceea ce am zis, pentru că cele moderate și ușoare se pot managera cumva și nu reprezintă neapărat crize. Da. Bineînțeles că există. Dacă stăm să ne gândim puțin, aici îmi vin în minte, de fapt, două lucruri la care mă gândesc, de fapt. Și prima este tulburarea de personalitate borderline, care este cea mai severă tulburare de personalitate până la urmă. Iar aici, de fapt, pe lângă partea că avem acea parte legată de ideația autolitică, adică de a-și face rău acea persoană, avem, de fapt, automutilările. Uh-huh. Ei, această tulburare de personalitate, în această tulburare de personalitate, oamenii, datorită unor experiențe negative din copilărie, dezvoltă niște pattern-uri comportamentale care sunt total dezadaptative. În sensul în care, pe lângă faptul că există o senzație permanentă de amorțire, de vid interior, da? Aceste persoane prezintă și niște reacții dezadaptative în relația cu ceilalți și în relația cu ei înșiși până la urmă, da? Și dacă stăm să ne gândim, de fapt, la ceea ce ne spun studiile indică faptul că în cazul acestor pacienți, ca și de fapt în cazul tuturor
tuturor pacienților din clusterul B, da? Și celelalte tulburări de personalitate, narcisic, da? Până la urmă histrionic și antisocial. De fapt, e o chestie generală pentru toate cele patru tulburări de personalitate de cluster B, au un nivel de dopamină peste nivelul mediu. Asta înseamnă că, de fapt, acel exces de dopamină îi determină să fie mult mai impulsiv decât populația generală. Uh-huh. Și atunci, pe acest grad de control scăzut al impulsurilor și al emoțiilor, în momentul în care există niște probleme în viața lor, apare criza, pentru că despre ea vorbeam, criza în general se leagă de relațiile interpersonale. Dacă acea persoană este părăsită, de exemplu, de partenerul de viață, uh-huh. de cele mai multe ori acesta este triggerul, care conduce cumva la apariția a ceea ce noi numim în partea clinică automutilările. Da? Din păcate, acești pacienți ajung în camerele de gardă ale psihiatriei, ale clinicii de psihiatrie, trimiși de la urgențe pentru că își creează tăieturi, se taie pe antebrațe, pe mâini și așa mai departe, sau se ar cu țigările într-o manieră extrem de nocivă și de dură. Și atunci sunt pacienții care ajung cumva în clinicile de psihiatrie, de obicei în camerele de gardă, după care sunt spitalizați, li se instituie un tratament. Problema este că rata de drop-out, de renunțare la tratament, este foarte ridicată în cazul acestor pacienți. Și atunci ideea este că pe acest fond, singura intervenție care poate să fie eficientă, alături de medicații atunci când apar decompensări anxioase, depresive, chiar psihotice în anumite cazuri, este psihoterapia cognitivă și comportamentală. Asta spun toate studiile. De fapt, acest tip de terapie este de fapt standardul de aur, adică cu alte cuvinte, cea mai recomandată terapie de către toate studiile făcute până în prezent, inclusiv pentru depresie și pentru tulburarea borderline de personalitate. Problema aici este următoarea. Fiind vorba despre personalitate, nu putem să schimbăm lucrurile. Uneori mă amuz când auz că, de fapt, în supervizare am diferiți psihologi care vin în supervizare pentru a obține gradul de psihoterapeut și îi spun și pacientul s-a vindecat. Ok, noi putem să schimbăm niște fațete ale personalității, putem să modificăm anumite dimensiuni ale personalității și asta după 3-4 de ani de terapie asiduă, dar nu putem să schimbăm firea omului până la urmă, da? Ok, asta nu înseamnă că nu este speranță, ba da, există. Oamenii care fac terapie cognitiv-comportamentală și acești pacienți cu tulburare borderline, până la urmă, pot găsi soluții la problemele lor. Pentru că, de fapt, de cele mai multe ori spun așa, eu nu simt nimic, da? Și în momentul în care nu simt nimic, îmi fac rău. Problema este nu că ei nu simt nimic, de fapt, emoțiile sunt atât de amestecate între ele, încât pacienții nu mai pot identifica, de fapt, care este emoția pe care o simt. Mai mult decât atât, foarte mulți dintre acești pacienți nu cunosc un ABC emoțional. Datorită traumelor prin care au trecut de-a lungul timpului, nu reușesc să-și acceseze cumva emoțiile. Și așa cum am spus de fiecare dată, atunci când vorbesc despre această tulburare, sarcina terapeutului este, de fapt, să învețe pacientul un ABC al emoțiilor. Să îl învețe, de fapt, care este fiecare emoție asociată unui comportament sau unui gând. Să îl învețe strategii, da, de gestionare a crizei. Pentru că vorbeam despre criză, da? Cu alte cuvinte, ce să fac în acel moment? Și sunt foarte multe tehnici, până la urmă, pe care pacientul le poate face, de la a intra sub un duș rece, în a-și introduce mâinile în gheață și a sta cu mâinile acolo în gheață până simte o durere foarte puternică, asta ca măsuri de prevenire pentru automutilare sau pentru autovătămare. Sunt multe tehnici pe care trebuie să le discutăm în terapie, eu doar le-am amintit așa contextual, dar cu siguranță, de fapt, într-un proces terapeutic, acești pacienți pot găsi, cu alte cuvinte, rezolvarea la crizele prin care trec. Mai mult decât atât, criza, de fapt, în cadrul acestor pacienți se manifestă și la nivelul valorilor. Pentru că una dintre problemele cu care se confruntă este, de fapt, această modificare a identității. Deci, cu alte cuvinte, acești pacienți adoptă atât de multe roluri, joacă atât de multe roluri în relațiile cu ceilalți, nu pentru că ar avea ceea ce se cheamă persoanele multiple, așa, care oricum e diagnostic cu foarte mare semn de întrebare, ci pentru faptul că datorită unei stime de sine foarte scăzută, da? Deci pacientul acesta cu borderline vede pe ceilalți superiori, se vede pe el inferior în relația cu ceilalți, nu reușește uneori să gestioneze foarte bine situațiile. Și atunci caută cumva rezolvări care uneori sunt extrem de nefericite. Da? Și întotdeauna, în momentul în care face aceste lucruri, de fapt ajunge într-un impas. Impasul pentru acești pacienți înseamnă, de fapt, o problemă la nivel cognitiv, o problemă la nivel emoțional, o problemă la nivel comportamental. Bun, ceea ce e important pentru noi să-i ajutăm este să-și dea seama, de fapt, care sunt triggerii, da? Cum se manifestă și cum se reacționează. Da? Deci, cu alte cuvinte, rezolvarea de probleme, inclusiv în aceste cazuri, sunt foarte importante. Pentru că în momentul în care ei nu știu, de fapt, ce simt la nivel emoțional și merg cumva pe primul impuls, atunci, bineînțeles, că este posibil să apară cumva criză.
Și cu alte cuvinte, avem tehnici pe care le putem folosi imediat, adică în momentul în care apare criza, și tehnici pe care le folosim pe termen lung, cum ar fi această identificare a scopurilor pe termen lung, a valorilor. Pentru că, da, pentru că, de fapt, ideea este că atunci când nu ai, de fapt, o scală a valorilor foarte bine definită, nu ai nicio scală foarte bună de rezolvare a problemelor. Exact ce spuneam înainte. Deci, cu alte cuvinte, este foarte important să existe o corelație cumva între tot ce înseamnă, până la urmă, valoare de viață și rezolvare de probleme. Care este ideea? De fapt, valoarea de viață, adică sensul pentru noi și semnificația, nu face altceva decât să ne ajute să ne motivăm. Adică avem o problemă de tip X, căutăm o rezolvare de tip Z. Căutăm rezolvare de tip Z pentru că ne definește pe noi. Da? Cu alte cuvinte, un exemplu foarte simplu. De ce ne aflăm în această seară aici? Pentru că noi vrem să discutăm despre criză, da? Cu toți cei de față. Ok? Ăsta este sensul, de fapt. Da? Vrem să aflăm lucruri despre criză. Care e semnificația? Poate în viitor voi aplica lucruri pe care le-am învățat în această discuție, da? în acest workshop. Ok? Bun. Deci, cu alte cuvinte, asta e semnificația. Noi nu facem nimic în această viață fără sens și semnificație. Pentru noi, orice lucru trebuie să aibă un sens și o semnificație. Întrebarea mea este următoarea. Când scala ta de valori este una neclară, cum mai poți găsi rezolvare de probleme? Pentru că tu nu știi care e sensul și nu știi care e semnificația. Și întotdeauna acești pacienți reacționează sub impulsul de moment. Și e o chestie știută. De fiecare dată când vom reacționa sub impulsul de moment, vom lua decizii pripite. Cu alte cuvinte, e preferabil ca să ne folosim rațiunea și, bineînțeles, în momentul în care rațiunea nu poate fi separată de emoții, până la urmă, ele sunt cumva într-o interacțiune. Dar de fiecare dată e bine să ne folosim rațiunea când luăm o decizie și emoționalitatea să vină cumva după aceea, ca un fel de completare. Bun, în cazul acestor pacienți, e clar că, de fapt, deciziile sunt luate în mare parte emoțional. Pentru că, existând o instabilitate emoțională foarte mare, în momentul în care se confruntă cu o problemă, atunci, automat, primul impuls este ca ei să treacă cumva la acțiune. Nu au răbdare. Și neevaluând foarte bine situațiile, pentru că, de fapt, implicația este foarte mare, atunci apare cumva criza, automutilarea, autovătămarea și așa mai departe. Da, e foarte interesant tot ce am discutat. Practic, cred că ne-ați oferit câteva direcții importante și până la urmă avem așa un plan legat de ce ar putea fi de ajutor în momentele acestea de criză. Deci, cu alte cuvinte, să identificăm aceste semnale de alarmă și să recomandăm până la urmă aceste consulturi necesare, psihiatric, psihoterapie, dacă este necesar. Corect. Și așa mai departe. Dacă ar fi să concluzionăm, ce ar putea face, nu știu, ce alte lucruri, poate membrii familiei sau... Da, înainte să concluzionăm, mă gândeam de fapt că ar mai trebui să atingem un lucru extrem de sensibil, despre care noi vom vorbi în zilele următoare, avem și o emisiune pe tema asta, dar eu aș vrea să ating aceste lucruri pentru că sunt foarte sensibile. Cred că, de fapt, una dintre crizele majore, dincolo de depresie și de tulburarea borderline de personalitate, sunt, de fapt, tulburările psihotice. Adică, cu alte cuvinte, tulburările psihotice sunt tulburări în care persoanele pierd legătura cu realitatea. Apare un fel de delir în care au impresia că ori sunt urmărite de cineva, ori cineva vrea să le facă rău, ori oamenii pe stradă vorbesc despre ele. Deci, cu alte cuvinte, există niște manifestări la nivel cognitiv, niște iluzii perceptive care sunt afectate, reprezentările sunt afectate, gândurile sunt afectate. Cu alte cuvinte, pacientul trece printr-o criză extremă, pentru că între cele lui postulate legate de felul în care vede el lumea se modifică. Și atunci, n-aș vrea să ajung până la schizofrenie, aș vrea să mă refer, de fapt, la tulburările acestea psihotice, prin care foarte multe persoane trec, unele sunt scurte, până la 7 zile, deci episoade foarte scurte, unele poate durează puțin mai mult, dar ideea este că aceste episoade acute, ca să le numim așa, pentru că, de fapt, e mult mai clar, conform unor studii și ceea ce eu pot să confirm din partea clinică, sunt percepute ca un fel de tulburare de stres post-traumatică pentru foarte mulți pacienți, mai ales dacă el este contenționat și este pus la spital cu salvarea, cu poliția și așa mai departe, atunci, de fapt, impactul psihologic asupra acelui pacient este foarte mare. Cred că, de fapt, aici e foarte important să ne dăm seama că acești oameni, așa cum este diabet, așa cum este boli autoimune, așa este tulburarea psihoză și schizofrenie, stigmatizarea trebuie să dispară, trebuie să ne raportăm și noi la oameni, ca la niște oameni care suferă. Într-adevăr, manifestările lor sunt mai vizibile decât în cazul celor care suferă de boli autoimune sau de diabet, dar sunt niște probleme care țin de creier până la urmă. Asta trebuie să înțelegem. Și aici stigmatizarea nu face aceea, pentru că mă refer la societate. Dar în cazul acestor pacienți, imaginați-vă că, de fapt, unii dintre ei sunt înalți funcționali
Și atunci apar un episod de acesta de genul unei psihoze, da? Pacientul până la urmă dezvoltă această psihoză, după care are dificultăți foarte mari de reintegrare socială. Pentru că este stigmatizat, vecinul se ferește de el, nu știu, vânzătoarea de la magazinul din cartier, oul vine ăsta, cine știe ce face și așa mai departe. Această stigmatizare este extrem de nocivă. Pentru că indirect nu face altceva decât să mențină foarte multe simptome. Pentru că în psihoze, dincolo de partea de delir, de halucinații, de voci pe care pacienții le aud, pacienții prezintă niveluri foarte ridicate de anxietate și de depresie. Uh-huh. Ei, după un astfel de episod psihotic, pacienții rămân într-o depresie severă. Dacă oamenii din jur, suportul social, îi stigmatizează, le pune etichete de diferite tipuri, lucrul ăsta îi va impacta foarte negativ. Sunt niște oameni care suferă, au nevoie de suportul nostru și de înțelegerea noastră. Uh-huh. Dar întotdeauna există o teamă. Uneori sunt evenimente, da, tragice, în care sunt implicați pacienții care au astfel de probleme. Da? Ideea este că sunt, din păcate, niște situații care nu pot fi prevenite. Uh-huh. Ar fi fost ideal să avem un test sau să facem o evaluare prin care să spunem acest pacient va intra într-o criză, trebuie cumva internat sau trebuie cumva să avem grijă la ceea ce se întâmplă. În schimb, lucrurile la care trebuie să fie atentă familia în astfel de cazuri este orice schimbare bruscă de comportament. Uh-huh. Dacă pacientul devine mai agitat, dacă pacientul devine mai absent, dacă pacientul devine mai recalcitrant, mai suspicios, mai interpretativ, în acel moment să nu mai stea. Să ia pacientul și dacă pacientul este medicalizat și este cumva în tratament, să-l ducă la medicul curant, dacă nu, să îi facă o programare pentru un consult, concomitent cu medicația antipsihotică care se prescrie și medicația psihiatră, poate să urmeze terapie cognitivă și comportamentală, deci cu alte cuvinte, și aici există soluții. Dar, din nou, depinde foarte mult de reacția oamenilor, de reacția familiei, de cât de mult acceptă, de fapt, situația. Pentru că problema cea mai mare și e de înțeles până la urmă oamenilor este că este foarte dificil să ai în familia ta o persoană care se comportă absolut normal și, dintr-o dată, vorbește despre niște lucruri ciudate sau se comportă ciudat. Dar așa cum diabetul are propriile lui simptome, așa și psihoza are propriile ei simptome. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Și da, să nu ne sperie. Sunt niște manifestări al unei probleme care are, de fapt, o cauză, care are, de fapt, o manifestare clinică și care are, de fapt, un tratament. Mm-hmm. Asta e un lucru foarte important. Deci, cu alte cuvinte, cu cât mai repede se prezintă pacientul la psihiatru sau la psihoterapeut, bineînțeles, după aceea tot către psihiatru va fi trimis, pentru că medicația este tratament de elecție, cu atât mai bine și lucrurile se pot rezolva cu atât mai rapid. Dacă vorbim despre aceste psihoze tranzitorii sau acute, cum se mai numesc ele. Da, tulburările, da, de scurtă durată. Revenind la partea de semne la care ar trebui să fim atenți, noi cei din jur, care ar fi principalele lucruri pe care prietenii, membrii familiei le-ar putea sesiza? În primul rând, și în tulburarea borderline, și în depresia majoră, și în psihoze, primul lucru este schimbarea, așa cum am spus, este schimbarea bruscă de comportament. Când cineva schimbă comportamentul în mod brusc, de exemplu, pacientul devine, nu este deloc credincios, nu este deloc o persoană care este religioasă și într-o dată devine preocupat de lucruri religioase. Da? Acum, oamenii în viață pot avea foarte multe momente în care devin interesați de spiritualitate. Dar aici nu vorbim despre o spiritualitate și despre o religiozitate adaptativă, ci vorbim despre căutarea de semne, de lucruri abstracte, de lucruri care până la urmă sunt destul de bizare și pacientul este distras de fapt de aceste lucruri, dacă vorbim despre psihoză, nu? Bun, dacă vorbim despre depresie, din nou, o schimbare bruscă de comportament, izolare socială, neinteracțiunea cu ceilalți, renunțarea lucrurilor care îi făceau plăcere. Dar dacă mergem un pic mai departe, un alt element important din punct de vedere comportamentele este igiena personală. Foarte mulți dintre acești pacienți nu se mai auto-îngrijesc. Deci, igiena personală este precară. Un alt aspect care apare este insomnia. Da? Pacienții noaptea nu mai dorm, au insomnie ori tardivă, ori de debut, ori medie și așa mai departe. Deci treziri în cursul nopții, dificultate la dormire, trezire la 5 dimineața și nu mai pot readormi. Deci sunt niște elemente la care trebuie să fim atenți, pentru că ele pot prevesti, de fapt, apariția unor probleme de această natură. Dacă mergem mai departe și ne referim până la urmă la un lucru foarte sensibil care ține de suprimarea vieții, aici, de fapt, trebuie să fim atenți. De exemplu, în cazul copiilor și adolescenților, în momentul în care renunță la lucruri care le plac, la lucruri care au anumite telefonul, de exemplu, o simbolistică pentru ei, dacă vorbesc de moarte, dacă aduc în discuție suicidul, dacă nu mai sunt mai preocupați de ceea ce fac. Deci sunt foarte multe aspecte care corespund atât la copii și adolescenți, cum am zis, dar și în cazul adulților. De exemplu, la foarte mulți dintre bărbați, o depresie majoră se poate manifesta printr-o iritabilitate foarte crescută la început.
Și atunci, din nou, sunt semne în care dacă apare această iritabilitate și dacă ea este dublată cumva de această ideație și familia observă că pacientul afirmativ discută despre aceste lucruri, atunci e de recomandat să apeleze imediat la un psiholog sau la un psihiatru, dar bineînțeles, într-o manieră în care, până la urmă, a merge la un astfel de specialist nu e altceva decât o rezolvare de probleme. Adică rezolvă o problemă punctuală care poate să fie rezolvată de un specialist și de și acolo să găsească până la urmă soluțiile pe care le așteaptă. Și cu siguranță le vor găsi dacă vor merge. Cu alte cuvinte, așa ar trebui să privim ca pe un lucru obișnuit și cumva cât se poate de firesc. Așa cum, nu știu, apelăm la o altă specialitate medicală în cazul altei probleme, și aici este vorba despre a apela. Sigur, pentru că, de fapt, atacurile de panică, anxietatea, tulburare obsesiv-compulsivă, tulburări de personalitate, trebuie abordate dintr-o perspectivă multidisciplinară. Adică trebuie să ai oameni foarte bine pregătiți, cu studii de lungă durată, cu experiență clinică foarte bună, care să înțeleagă, de fapt, atacul de panică nu poate să fie doar un atac de panică. Haideți să mergem un pic la atacul de panică, pentru că e cel mai simplu. El poate să fie un atac de panică și așa este în cele mai multe, de cele mai multe ori. Dar de multe ori pacienții mei îmi spun, păi eu mă uit pe forumuri din Statele Unite, din Germania, citesc acolo și în atacul de panică a fost foarte nasol pentru că l-au internat și au avut probleme. Și ok, dar le zic dumneavoastră, nu știți de fapt că atacul de panică uneori poate să fie o manifestare într-o tulburare de personalitate. Cine scrie pe forum nu este evaluat. Sau atacul de panică poate să fie o manifestare în cadrul unei psihoze. Nu înseamnă că dacă cineva are o psihoză, nu face atacuri de panică sau nu are anxietate. Sigur. Da? Deci, cu alte cuvinte, este foarte important ca oamenii să nu se documenteze din surse de neîncredere, ci să vină la specialiști și să discute cu specialiști, începând de la medicul de familie de multe ori. Da. Și mergând până la psihiatru, psihoterapeut, psiholog clinician, pentru că acolo își vor da seama de fapt care este problema lor și acolo vor găsi rezolvare. Da, bun, mulțumim foarte mult pentru toate aceste lucruri care cred că ne sunt de ajutor tuturor. E bine să ne amintim de fiecare dată că cea mai mare teamă a omului este teama de necunoscut. Și teama de cunoscut poate să fie de fiecare dată învinsă sau suprimată sau controlată atunci când avem un plan. Când omul își face un plan A, B, C, D și mai departe și îl urmează, deja nu se mai simte la fel de disperat, la fel de anxios, la fel de neputincios. Ei, împreună cu noi acești oameni pot găsi de fapt rezolvări, pot face planuri pentru a reuși cumva să depășească aceste crize. Da, cred că despre acest lucru este vorba. Și ne conferă structură, până la urmă și de partea practicianului. Mulțumim foarte mult!